medicamentul în sine înseamnă o substanță activă, o substanță activă care e descoperit fie provenind din natură, fie prin cercetări făcute în diferite părți ale lumii, care, arătând că are efecte terapeutice, la un moment dat, respectând anumite reguli, se transformă în medicament, în pilule, în injecții, în creme, depinde de modul de utilizare. Într-o primă etapă, aceste medicamente au un proprietar al patentului, să zic așa, care de-a lungul timpului s-a făcut în așa fel încât costul cercetării să poată fi într-un fel recuperat. De aceea, un medicament nou, când îl vedeți, nu-l vedeți produs de mai mult. Îl vedeți produs de o singură companie, de multe ori sub un singur nume, și acesta este modul în care îl cunoașteți. După expirarea patentului, orice producător care respectă regulile de calitate poate să producă acea moleculă, moment în care acel medicament se generizează. Faptul că se generizează nu înseamnă că el va trebui să respecte alte criterii de calitate, ci va însemna faptul că în costul acelui produs nu se mai regăsește costul cercetării care s-a găsit regăsit în cazul originalului. Deci, ca și principiu, un medicament generic, un medicament care apare după o perioadă în care originalul a circulat în tratamentul bolnavilor și care respectă aceleași criterii de calitate ca acesta.